Așadar, Andreea, am scăpat de pitici, gălăgioși și mai greu. Haideți să ne apucăm de treabă, deci clasa 10-a. Tema pentru a doua zi, nu? Da. Analiza combinatorică, cred că sunt, nu? Chestiune. Da, de la mână. Analiza combinatorică. Aici ești la capitolul ăsta. Da. Ok. Dacă N aparține numerelor naturale, da, să raflăm pe N, astfel încât combinări de 2 luate câte 0 să se determină N, așa încât combinări de 2 luate câte 0 combinări de 2 luate câte 0 virgulă N minus 3 N minus 3 și combinări de N luate câte 2 N luate câte 2 să fie în progresie geometrică. Din progresie geometrică. Adică progresie? Nu prea amintesc de progresie. Nu ți amintești? Nu. Dar vreți că se facă mai anul ăsta, mai târziu. Vor să când în clasa anul, nu știu, mai, nu mai știu. Dar nu, parcă s-au făcut țin minte de progresie, dar nu mai știu exact care e. Așa. Hai să ne amintim așa. Un șir a el, dat în felul următor. Da. 1, 3, 5, 7, 9 și așa mai departe, se spune că este în progresie aritmetică. Că fiecare se obține din cel din față, adunând același lucru. Ce îi se adună de fiecare dată? 2, nu? Da. Uite, 5 se obține din față, adunând 2. Da. 7 se obține din față, adunând 2. Da? Deci acesta este un șir în progresie aritmetică. Șir în progresie aritmetică. Și alienă, oricare din ei, alienă, se obțin din cel din față, aici e minus 1, plus rația. Curând am notat rația. Da. Numărul care se adună. În cazul nostru, se vede că rația, în cazul modelului acesta, rația a fost luată în 2. Și șirul e cunoscut. Dacă dau toți termenii așa, puncte, puncte, și îmi dau seama, pot continua cât vreau de mult, sau dacă dau relația asta, definiția practică a progresiei aritmetice, în sensul că alienele se obțin din cel din față, aia minus 1, plus rația, da? Și ca să totul să meargă bine, trebuie să mai știu și termenul de pornire. 1 ora 1, în cazul nostru, a fost 1, da? Da. Și rația 2, și atunci tot șirul este cunoscut. Pentru n egal cu 2, rezultă că al 2-lea se obține din a 1, nu? Dacă nu a fost făcut 2, vine a 2 egal cu a 2 minus 1 a 1, plus rația care e 2. Și a 1 este 1, 1 și cu 2 egal cu 3. Vezi? Din tipa în care știu relația asta de legătură dintr-o progresie aritmetică și știu termenul de pornire, înseamnă că știu tot șirul respectiv. Da. Hai să mai vedem niște formule pe care merită să le descoperim. Și anume, vezi, avem așa, că al 2-lea egal cu a 1 plus rația. Așa este, da? Da. Al 3-lea este egal cu a 1, a 2 plus rația. Al 3-lea se obține din al 2-lea plus rația. Da. Și egal mai departe cu. Pe al 2-lea, dacă îl înlocuim cu a 1 plus el, deci îl punem aici, bine, a 1 plus el și plus el încă o dată, face a 1 plus 2 iar. Deci, al 3-lea este a 1 plus 2 rații, da? Da. Al 4-lea este egal cu al 3-lea, după definiție, al 3-lea plus rație. Dacă al 3-lea știm că este a 1 plus 2 rații, da, a 1 plus 2 rații și plus rația, și face a 1 plus câte rații? A 1 plus 3 rații. Plus 3 rații. În general, observăm așa,
că al patrulea înseamnă a 1 plus 3 rații. Al treilea a 1 plus 2 rații. Al cincilea cât ar fi deodată? A 1 plus 4 rații. A 1 plus 4 rații. Păi. În general, la N, a indice N, egal cu A1 plus... A1 plus N minus 1 rații. Plus N minus 1 rații. Deci, iată o altă formulă pe care merită să o atașăm pentru progresie aritmetice. Și se notează așa progresia aritmetică cu o liniuță și două puncte... un punct. La geometrică sunt două. Deci, progresie aritmetică, da? Da. Alienelea egal cu AN minus 1 plus rația. Definiția în sine. Altă formulă. Alienelea este egal cu A1 plus N minus 1 rații. Iată două formule importante pe care le-am punctat aici. Și aș vrea acum să mai sesizăm un lucru. Dacă te duci la un termen oarecare și faci semisuma decimilor, îți dă așa ceva. Adică 5 egal cu 3 plus 7 pe 2. E adevărat? Da. Tot 5 egal cu 1 plus 9 pe 2. Da. Deci, ori oprindu-te la un termen, el este semisuma vecinilor aflați la egală distanță. Uite, 5 înseamnă și 1 plus 9. Da. M-a dus 2 pași în urmă și 2 pași după el, da? Și dacă vrei 7, 5 cu 9 pe 2. E bine, nu? 5 exact. Plus 9 pe 2 face 7. În concluzie, indiferent la care 2 termeni te oprești, se întâmplă acest lucru. La oricare termen oprim, semisuma vecinilor. Și așa o să zicem și noi. Una anume N, AN, egal cu AN minus K plus AN plus K supra 2. Deci, oricare ar fi un termen al șirului, este semisuma vecinilor la situația stânga-dreapta de el la K pași. Da? Da. Ne-am dus 2 pași în stânga, 2 pași în dreapta, de la el, alienarea. Dacă vrei să demonstrăm asta, asta ar fi o altă proprietate importantă, alienarea egal cu AN minus K plus AN plus K supra 2. Ca așa stau lucrurile, hai să vedem cu cine ar fi A, N minus K. A indice N minus K. Egal cu, după forma termenului general, egal cu cât? A, N minus 1, A, dacă ne ducem la recurență, da, la A, N minus K, închipuiți că aici, în loc de N, A, N minus K. E A1. A1 plus? Plus N minus 1 minus... Nu. E minus K minus 1. E minus K minus 1 rații, nu? Da. Dar AN plus K. AN plus K. A1 plus N. A1 plus... N plus K minus 1 rații. N plus K minus 1 rații, nu așa? Da. Și acum să mă opim mai zi, ce se întâmplă. Egal cu... A1 plus N minus K minus 1 rații. Da, plus? Plus A1 plus N plus K minus 1 rația. Da. Supra-doare. Și egal cu, desfacem paranteză. Deci egal cu? Egal cu A1. A1 și cu 1, 2 A1. Da. Plus? Rația ori N. Să scoatem rația în factor, nu da. Rația pe lângă. Rația pe lângă, N... N minus K minus 1, adunat cu... N plus K minus 1. Minus 1. Pe 2. Și cam mai departe cu 2 A1. 2 A1. Plus N pe lângă. Minus K și cu K. N cu minus... nu, că e 2N... 2N minus 2. 2.
totul supra 2. Și cam mai departe. Facem 2 în față. Sigur, și 2 chiar este la un cap la altul. Da. Și la 2 A1. 2 deci, pe lângă A1 plus... A1 plus N minus 1. Minus 1. Rasi, nu așa? Da, și da. Totul supra 2. 2 cu 2 se simplifică și face A1 plus N minus 1 rasi. Cine este A1 plus N minus 1 rasi? Egal cu? Alienele. Da. Adică tocmai asta. Am demonstrat că alienele egal cu A1 plus N minus 1 rasi. Și cu asta am arătat că e formula corectă. Da. Andreea, da? Deci am vrut să arăt că dacă lucrăm la N minus K plus N plus K pe 2, găsim pe alien. Și l-am găsit. Deci am demonstrat formula asta. Și ar mai fi, acum să facem suma unor termene progresie aritmetică. Deci, vreau să găsim formula. Ies M, care se înseamnă A1 plus A2 plus A3 plus puncte puncte plus AN. A1 plus A2 plus puncte puncte plus A3 plus AN. Suma termenilor dintr-o progresie aritmetică. Știu că erau niște formule. Păi, hai să încercăm să o găsim. Păi A1 e A1 plus nu, să încercăm. Cine să este în fața lui? AN minus 1. A indice N minus 1, da? Da. A indice N minus 1. Hai să facem A1 plus AN, să vedem cât de dea. A1 plus AN egal cu A1 plus alienele știu ce este egal. A1 plus câte rații? E minus 1 rația și face 2A1 plus E minus 1 rații. Asta ar fi A1 plus AN. Hai să adunăm acum A2 cu E minus 1. A2 plus AN minus 1. Al doilea este egal cu cine? Cu A1 plus rația plus, în loc de AN minus 1, să zicem A1 plus câte rații? N minus... Nu. N minus 1 rații. Nu, nu e chiar N. N... Uite-te aici, așa, și acum indicii N minus 1. A, locuim E minus 2. Da, e minus 1, minus 1. Cu un, cu unul mai puțin, da? Da. Și face egal mai departe, cu cât? A1 și cu A1 fac 2A1. Plus E pe lângă. A1 plus E minus 2. Nu? E pe lângă 1. A1. 1 plus E minus 2. Da. Și face 2A1. Plus E pe lângă. N... E minus 1, ce mai stai cu da. Ia, uite, mai înainte când nu arată A1 plus AN. 2A1 plus N minus 1 rație, tot la fel. Tot la fel. Dacă voi face A3 plus A indice N minus 2, cât va da crestul? Tot la fel. Tot la fel. Că m-a dus un pas în față și mă duc înapoi, da? Da. Deci, cei egal depărtați de în mijloc sunt egali suma lor, da? A1 cu AN îmi dă așa, al doilea cu AN minus 1 îmi fac așa și observ că pentru calculul sumei fac perechi de astea jumătate din ele, da? Da. Și atunci spun deci am și A2 cu AN minus 1 care dă același lucru. Și în loc să spun că faptul că mă interesează suma asta, să voi spune că este egal cu A1 plus AN. Ori câte echipe de astea acum? Jumătate din numărul. Ori N pe 2. Da? Da. Ori N pe 2.
Deci jumătate din câte sunt ei, sunt n termen și eu fac n pe 2. Deci suma Sn este Sn egal cu A1 plus An, totul de mulțit cu n pe 2. Iată și formula sumei termenilor dintr-o progresie aritmetică. Sn egal cu A1 plus An, totul n pe 2. Astea sunt cele 4 formule care trebuie să știm la progresia aritmetică. Și acum să îți amintești la progresia geometrică, ce înseamnă progresie geometrică, dacă la aritmetică se obține din cer de față adunând, era acum mulțit. Da. Deci... Da, și până am făcut în clasa 9, destul de puțin. Deci l-ați făcut în clasa 9 ceva, de ce văd că exercițiul a fost posibil să fie formulat, pentru că l-ați făcut. Da. Dar tu, la filologie fiind... Am făcut, dar... Așa, destul de puțin, când da. Faceai 3 ore, da. Matematică, nu? Două ore? Mai grav. Da, 2 ore făceam. Mai grav. Că aveam luni și marți, parcă să fie așa, așa. În rest... Da, efortul e maxim. Acum, ca să... revii la partea... cu matematică, dar nu e imposibil. Și noi vom dovedi acest lucru că nu e imposibil. Deci, să luăm un exemplu de progresie geometrică. Un exemplu de șir în progresie. Șirul aia, B era să zicem acum, dat așa. 1, 3, 9, 27, 81, și așa mai departe. Fiecare se obține din cel din față, mulțit cu rația 3. Da. Deci, care ar fi pentru progresia geometrică, puse două puncte, și, sau să spun aici, da? Ca să fie o simetrie. Definiția spune așa, că alien, da? Se obține din cel din față, alien minus 1, nu adunând, ci mulțit cu rația Q. Da. Hai să notăm cu da. Rația. Așa ați notat-o și la plus. Și acum mergem în paralel. Trebuie să găsiți cele trei formule. Da. Anume. Deci ce știu eu? Știu așa, al doilea egal cu al 1 ori Q, da? Da. Al treilea egal cu al 1 cu al doilea ori Q. Q. Dar al doilea este A1 ori Q da. Și va veni a, a 1 ori Q la 2. Ori Q la 2. Al patrulea egal cu A3 ori Q da. Egal cu A1 ori Q la 3. A1 ori Q la 3. Se vede de acum că alienarea poate fi dovedit prin inducție. Egal chiar. Cu AN minus 1 ori Q. Nu, A1 ori Q la AN minus 1. Da, da. Q la n minus 1. Deci algebra egal cu A1 ori Q la n minus 1. Și cu asta am găsit cea de-a doua formulă. Acolo s-a adunat n minus 1 rația și se mulțește cu rația la n minus 1, da? Da. Să vedem o proprietate de caracterizare. Uite, 9 la pătrat egal cu, deci ăsta la pătrat, egal cu vecinii înmulțiți. Adică 81, nu? 9 la a doua, egal cu 3 ori 27. Și mai este egal și cu 1 ori 81. E adevărat? Da. Deci un termen oarecare, egal cu produsul vecinilor, un termen oarecare la pătrat, egal cu produsul vecinilor la egal distanță. 3 ori 27 sau 1 ori 81 sau dacă îi refer la altul și mai departe. Deci un termen oarecare, acum l-am notat cu BN, nu are importanță. Da. Deci al N la pătrat egal cu AN minus K înmulțit cu AN plus K. Deci un termen oarecare, la pătrat, este egal cu produsul vecinilor la egală distanță. K așa în stânga, K în dreapta. Și ar mai fi SN, cu cine este egal, suma termenilor de pe o progresie geometrică.
Păi A1 ori AN. Nu știu dacă este da. Hai să vedem. Este N egal cu, mă interesează A1 plus A2 plus puncte puncte plus AN. Egal cu A1 plus, în loc de A2 pot zic A1 ori Q. De acord? Da. Plus, în loc de al treilea zic A1 ori Q la cât? Ori Q la a doua. Da. Plus A1 ori Q la a treia. Da. Și plus puncte puncte plus A1 ori Q la Q la N-1. N-1. Egal mai departe. Scoatem pe A1 în factor comun, A1 pe lângă. A1 pe lângă 1 plus Q plus Q pătrat plus Q la a treia plus puncte puncte plus Q la N-1. Q la N-1. 1 plus Q plus Q pătrat plus Q la a treia plus Q la N-1. Și ar trebui să știu asta de unde e. Hai să ne amintim formula 1 minus Q la a doua, cu cine este egal? 1 minus Q la a doua, te gândești la A la a doua minus B la a doua. Da. Cu cine este egal 1 minus Q la a doua? A minus B până la așa, B. Adică 1 minus Q. 1 minus Q până la 1 plus Q. Așa, 1 plus Q. Cu cine este egal 1 minus Q la a treia? 1 minus Q. Da. Pe lângă 1. 1 la pătrat 1. Plus Q. Plus da. Q pătrat. Plus Q pătrat. 1 minus Q la 4. 1 minus Q. Da. Pe lângă 1 la 3. 1 plus. Plus. 1Q, 1Q, da, Q, plus Q pătrat, da. Plus Q la 3. 1 minus Q la N. 1 minus Q la N, egal cu 1 minus Q, da. Până lângă 1 la N minus 1. Adică 1 la N minus 1 este 1, plus, plus Q, Q, plus Q pătrat, plus puncte puncte, plus Q la... Plus Q la N-1. Q la N-1. Iată că am găsit o relație interesantă. Și atunci putem scoate bucata asta. 1 plus Q plus Q pătrat plus Q la N-1 este egal cu 1 minus Q la N supra 1 minus Q. Nu? Da. Dintr-un produs, un factor egal cu rezultatul împărțit la celălalt. Și noi tocmai asta avem nevoie. Deci egal mai departe cu A1. A1 ori cine? 1 plus Q la N supra 1 minus Q. Exact. 1 minus Q la N supra 1 minus Q. Iată și iese, l-am găsit-o. A1 înmulțit cu 1 minus Q la N supra 1 minus Q. Așa. În momentul de față am rezolvat cele patru formule. Acum să ne facem la exercițiu. Ce înseamnă că ăștia trei formează progresie geometrică? În ordine asta. Ce înseamnă combinări de doi rațiuni? Sunt trei. O proprietate la progresia geometrică este că un termen oarecare egal. La pătrat e produsul vecinilor. Da. Și cum sunt mai trei, la care ne oprim? Asta din mijloc. Da? Deci e minus 3. Faptul că produsul înseamnă așa, trans. Proprietatea caracterizare este e minus 3 la pătrat egal cu combinări de e înroate câte 2 ori combinări de e înroate câte de 0. Combinări de e înroate câte 2. Asta trebuia să știi. Da. Dacă știam chestia asta, dar iată ce am făcut. Am luat în ordine progresie geometrică, progresie aritmetică. Eu puteam să zic, o proprietate de caracterizare asta este. Și de da. Dar am făcut un lucru. Ne-am reamintit ce
cele patru formule la progresie aritmetică, progresie geometrică, definiția cu proprietate de caracterizare sunt echivalente. Ori asta, ori asta face. Și am și demonstrat aceste lucruri, deci e foarte limpede. Și acum, echivalent cu n minus 3 la pătrat egal cu combinări din luate câte 0? 1. Ori combinări din luate câte 2 este cât combinări din n luate câte n minus 2. Da. Dar hai să spunem cât este. Da. Combinări din luate câte 2 este, înseamnă n pe lângă n minus 1, sunt 2 factori. A. Altfel, da. Cu factorial, cu ce știi da. Tu. Doi factori, supra 2 factorial, 2. Da. Deci, avem de rezolvat ecuația n minus 3, vorbește, te rog. N minus 3 la pătrat, egal cu n pe lângă n minus 1 supra 2. N pe lângă n minus 1, totul supra 2. Putem desface parantezele. Da. Și a venit n la pătrat. 2 pe lângă. Da. 2 pe lângă n la pătrat. Minus 6n plus 9 egal cu n pătrat minus n. Echivalent cu. Echivalent cu. Înmulțim aici cu 2. Da, de 2n pătrat. 2n pătrat minus 6n plus... Minus... A, îl ducem pe celălalt? Nu, minus 12n. A, minus 12n. Atenție! Minus 12n plus de 18 egal cu n pătrat minus n. Minus n pătrat. Plus n egal cu 0, nu? Da. Cât vorbește, hai. Ok, am scris, în loc să-l duc în partea cealaltă, l-am mai scris alt. Așa. Și 2n pătrat minus n pătrat, bine, n pătrat. Da. Minus 11 n da. Plus 18 egal cu 0. 18 egal cu 0. Da. N, 1, 2. Egal cu 11 plus minus radical din 11 la pătrat 122. 121. 221. Plus... Minus AC. Minus 4 AC. Minus 4 AC. Minus 4 ori 18. 4 ori 82. 4 ori 4. 72, da? 72. Supra 2A. 2. Supra 2. Și o dată e 1 la fie egal cu 11 plus minus... radical din 49, nu? Da. Adică 7. 7. Deci 11 plus 7 supra 2. Adică 18 pe 2, 9. 9. Iar n 2 egal 11. Pe 2. Adică 6 pe 2. 6? Cum 11 plus 7? 4 pe 2, 2. 2. Să determine n. Care sunt valorile lui n pe care vreau să zic? N natural, da. N aparține mulțimii valorilor? 2 și 9. 2 și 9. Ce condiții trebuie pus înainte de a apuca de lucru? Ca n să fie mai mare decât 0 și diferit de 1. N mai mare egal decât 2? Mai mare. Decât 0? Fără discuții, adică să fie măcar 0, da. Dar ăsta e mai pretențios, că avem combinări din luate de 2, deci n mai mare egal de 2. Da. Și natural nu sunt capul discuții. Și atunci ambele sunt bune. 2 și 9. Spune-mi, te rog, ce a fost aici de reținut? Proprietățile progresii geometrice. Deci, dacă nu știam ce înseamnă progresie geometrică și nu știam cele patru formule, iar printre cele patru se află formula aceea de caracterizare, că ăla din mijloc la pătrat e produsul vecinilor, nu puteam forma ecuația asta. Da. Și atunci nu puteam lucra nimic, eram blocați, vezi? Autorul ăsta ne-a formulat, în loc să ne spune e minus 3 la pătrat egal cu combinare din luate cu 0, combinare din luate cu 2, nu ne spune așa ceva, ci spune că acești termeni formează o progresie geometrică în ordinea în care îi vedem și ascunde ideea de noi să știm să ajungem la ecuații.
Da. Da? Deci asta era sarcina noastră. Hai să vedem altceva. Avem 4 subpuncte, să rezolvăm în N ecuații. Așa, funcționarea naturală, ecuație. Da. Ia să vedem. Combinări de N la tipite 2 mai mic ca 10. Combinări de N la tipite 2 mai mic decât 10. Valent. Te rog. M. Da, n factorial, supra n pe lângă n, n factorial pe lângă n minus 2 factorial. N minus 2 ori 2 factorial, să fie mai mic decât 10, echivalent cu? Echivalent cu, o schimb pe n factorial ca funcție de n minus 2 și vine n minus 2 factorial pe lângă n minus 1 ori n, supra n minus 2 factorial ori 2. N minus 2 factorial pe N minus 2 strug și rămâne N minus 1 totul N supra 2 mai mic ca 10. Eu știi bine că ți-am zis de loc să pierd atâta timp. Dacă am combinări de N luate câte 2, plec de la N și scriu 2 factori. N pe lângă N minus 1. A, da. Supra 2, da? Supra 2 factorial. De ce să mai scriu? Să scriu prin nu știu ce, per timpul, da? Da. Deci, practic, am fi avut de rezolvat în ecuația, care e în ecuație? N pe lângă N minus 1 supra 2 mai mic decât 10. Deci, ce ar fi însemnat? Echivalent cu N pe lângă N minus 1 mai mic decât 20. Desfacem acolo paranteza, ducem pe 20 în stânga. Ia de unde trebuie să înceapă? De la 2 încolo, da? Da. Deci e mai mare egal decât 2. Da. Produsul a două numere consecutive, de la 2 încolo, să fie mai mic decât 20. Chiar cu 2 merge. 2 ori 1 e mai mic decât 20. Da. Pentru e egal cu cât cu? Cu 2. 2. Pentru n egal cu 3, urmează 3 ori 2, 2. Mai mic decât 20. Pentru n egal cu 4, înseamnă 4 ori 3, mai mic decât 20. Pentru n egal cu 5, înseamnă 5 ori 4, mai mic decât 20? Nu. Nu. Deci, 5 nu. Trebuie să n aparține mulțimii. Mulțimii valorilor, 2, 3, 4 și atât. Da. Tu aveai din când să duci pe 20 în stânga să lucrezi, da, cu da? Da, de aia N aparține nu știu cărui interval și din intervalul respectiv luai numere naturale. Hai să vezi cum mergea. Deci N pătrat, mergi cu mâna ta, N pătrat minus N. Minus 20. Mai mic aici. 0. O egalam cu 0 ca să facem ecuația de la 2. N pătrat minus N minus 2 egal cu 0, N 1, 2, 1 plus minus radical din 1 plus 80. 8 radical din 81. Adică 9, da? 1 plus 9 supra 2. Și ar fi fost 5. 5. Și minus 4. Minus 4, da? Da. Un patru de variație semnului. M. Și acea expresie jos. Hai să zicem, de unde ar trebui să zicem? La 0 la plus infinit. Da. E număr natural asta acolo. Da. Și avem o dată minus 4. Și... Minus 4 mai în stânga, da. Nici n-am unde să-l pun. Și 5. În dreptul său este 0. Dacă am luat, de exemplu, varianta 1, ar fi 1 minus 1, 0, minus 20 și minus. Deci pe aici este minus și apoi plus. Cum trebuia să fie? Să mai mic ca 0. Că 0, noi luăm până în 0 deschis. Deci până în 5 deschis. Aparține de la 0 deschis până la 5 deschis, că a fost strict, da? Da, numai că noi aveam N-ul din intervalul 2 închis până la... Deci N trebuia să fie mai mare, N număr natural și N mai mare egal decât 2. Și din astea rezultă că N aparține
Da. Mulțimii valorilor 2 și 2 3 și 4. Da, 2, 2 3 și 4. Te mulțumim. Dar și așa rezultat să ajungi, da? Da. Dar tu acasă n-ai încercat, păi să n-ai încercat niciunul. Așa e? Da. Uite. Hai să vedem următorul. 3, 3. Temul de poate. Ia să vedem. Este rezolvat sistemul de ecuații. Aranjamente de x luate câte y. Aranjamente de x luate câte y. Egal cu 7 aranjamente de x luate câte y minus 1. Da. Și următoarea ecuație, 6 combinări de x luate câte y, egal cu 5 combinări de x luate câte y plus 1. 5 combinări de x luate câte y minus 1. Plus. Acolo y plus 1, da? Da. Poftim. Să desfacem? Sigur că da. Da. Și avem x factorial supra x minus y tot factorial. Da. Egal cu 7 ori x factorial supra x minus y minus 2 tot factorial. X minus y plus 1. Plus 1, da. Că e asta minus cealaltă. Da. Factorial. Factorial. Și cealaltă. 6 ori x supra x factorial pe lângă x minus y factorial. Supra y factorial pe lângă x minus y factorial, da? Da. Deci cel de sus factorial. Da. Egal cu? Egal cu 5 ori x factorial supra y plus 1 factorial pe lângă x minus y minus 1 tot factorial. X minus y plus 1 sau minus 1? Minus. Minus, sigur, minus se schimbă semnul. Echivalent cu? Echivalent cu? Împărțim la numărător pentru un x factorial. Da. Deci așa. Și? Jos între ăștia doi, care e mai mare, ca să spunem, pe mai mare funcție de mai mic? X minus y plus 1. Sigur că da. Altfel, x minus y plus 1 cu x minus y. Deci asta se duce și factorialul de aici. Da. Și rămân doar x minus y plus 1. Așadar avem 1 supra 1, supra 1, 1 egal cu 7, 7 supra x minus y plus 1. Bun. X minus y plus 1. A doua. Tot la fel cu x factorial. Da. Și avem x minus y, se duce factorial acolo. Deci factorialul cu x minus y minus 1, că asta e da. X. Între y și y plus 1 factorial se duce? Factorialul la y plus 1. Factorialul la y plus 1 și y factorialul complet, da? Așa, da. Și ne rămâne? Și ne rămâne 6 supra x minus y. Da, egal cu 5 supra y plus 1. 5 supra y plus 1. Da. E ce vale? Sus aveam x minus y plus 1 egal x minus y egal cu 6. Nu, egal cu 7. 7. Și cea de-a doua? 5x minus 5y egal cu 6y plus 6. Egal cu 6y plus 6, da? Da. Ducem toți termenii cu x și cu y să-i avem în stânga și celălalt termen. Deci x minus y egal cu 6. Și 5x minus 11 y. Da? Egal cu 6. 6. Mulțim pe prima cu minus 5, ca să ne aducem pe x. Da. Și ar veni minus 5, minus 5x plus 5y. Minus 5x plus 5y egal cu minus 30. Supra 5x minus 11y egal cu 6.
5. Le adunăm și avem minus 6y. Da, egal. Egal cu minus 24. Da. Este că y egal cu minus 4. Egal cu, nu, minus 4. Cu minus cu 4. Da. Dacă y cu 4, x-ul va fi 10. Da. Că x minus y face 6. Și x-ul egal cu 10. Și terminat. Am terminat de x. Da. Cât este timpul? Te-ai uitat? 40. A, ah, mai avem, sigur. Da, mai erau trei ecuații la acelat exercițiu. Nu le-am dat? Am trecut, da, am trecut la sistemul următor, adică la... A, dar le faci, da. Băi, să le faci și pe da, celălalt. Am făcut 22A și în loc să trec la B, am trecut la 23. Am înțeles. 22B. Asta, nu le-am bifat, deci nu le... A, B. 2 combinări de M atipite 2. Deci 2 combinări de M atipite 2. Mai mic decât N plus 8. N plus 8. Hai, trebuie decât mm-hmm. banal. Păi, ducem. 2 ori. 2 ori M. M e N plus 1. 2 factorial. 2 factorial sau 2 mai da. Mic. Decât N plus 8, da? Echivalent. 2 cu 2 simplifică și vine N pătrat minus N. Hai. N pătrat minus N mai mic decât N. Minus N. A, minus N minus 8. Minus 8. Mai mic decât 0. Echivalent. N pătrat minus 2N plus, minus 8. Minus. Mai mic decât 0. N 2. Da. Egal cu... 1 plus minus... Hai, rezolvă tu ecuația și ceva. 1 plus 8, 1 plus minus 3, e arată 1 plus 3, 4 și 1 minus 3, minus 2. Deci cele două valori sunt care? Minus 2 și 4. Minus 2 și 4. Dar avem variația seamănă. Da. Mai mic decât 0, atunci el aparține intervalul de la minus 2 la 4. Adică el aparține fiind număr natural și nu fiind mai mare egal decât 2. Adică nu aparține mulțime valorilor. Mulțime 2, 3 2 și 3. Și 3. Da. 4 mai 4, da. Da. 2 și 3. Deci la pești. Așa. Ce e ora acum? Hai să vedem. Combinări de 17 luat decât N. Combinări de 17 luat decât N. Mai mic decât, sau egal decât combinări de 17 luat decât N minus 2. N minus 2. Echivalent cu... N pe lângă N minus 1. E greu așa. Nu. Trebuie să ne ducem cu... Când aici este un număr finit, merge repede, dar așa trebuie să 17 luate câte. Da. Și atunci, ce poziția care o punem este că n trebuie să fie mai... X sau egal de... 17, pentru prima, sau invers. 17 să fie mai mare egal decât n. Și pe de altă parte, tot 17 să fie mai mare egal decât n minus 2. Atunci rămâne doar cu prima condiție. Nu, a doua cred că rămâne. Pentru că minus 2 reducem, vine 19 a. mai mare egal decât n. Adică nu mai mic decât 19. Și cum n mai mic decât 17, ai văzut toate. Deci rămâne prima condiție. Nu mai mic egal decât 17. Bun. Și ne apucăm de lucru. Poftim. 17 factorii. Da. Supra N factorial pe lângă 17 minus N factorial. Pe lângă 17 minus N
factorial. Mai mic sau egal decât 17 factorial. Supraim minus 2 factorial pe lângă 17 minus n plus 2, tot factorial. 17 minus n plus, plus 2. 2. 17 factorial supra n factorial pe lângă 17 minus n factorial. Da. Mai mic sau egal decât 17 factorial supra n minus 2 factorial. Ce facem aici? Nu scriem de nu știu câte ori. Deci prin 17 s-a terminat, la următor simplificăm. Între n factorial și n minus 2 factorial. N minus 2 este mai mic și se duce factorial. Nu, e distanța mare. Da. Deci exprim pe ăsta, pe n factorial cu n minus 2, nu sunt consecutiv. Da. Deci vine 1 supra. 1 supra n minus 2 factorial pe lângă n minus 1. 1. Ori n. Vezi? De aceea? Da. Deci fim atenți. Dar avem și pe 17 minus n, care e mai mic decât 17, așa, și pe 17 minus n plus 2 să scriem ca pe 17 minus n factorial ori. Deci care e mai mare? Asta e mai mare. Da. E plus 2. Păi așa că pe ăsta lăsăm. Da. 17 minus n, da? 17 minus n factorial, mai mic egal decât 1 supra n minus 2 factorial. N minus 2 factorial pe lângă 17. Acolo vine 19 minus n. Deci 19 minus n factorial. Atenție! Pe ăsta, în funcție de ăsta. Deci 19 minus n, pe lângă... Pe lângă 9... Pe lângă 18 minus n, nu? Că da. Cu unitate mai mic. Da. Și pe lângă 17 minus n factorial. Și acum observăm că avem n minus 2 factorial stânga-dreapta simplifică, da? Da. 17 minus n factorial stânga-dreapta simplificăm și avem cât ne rămâne? 1 supra n minus 1 ori n. N, 1, da. N pe lângă n minus 1. Da. Este mai mic sau egal decât 1 supra 19 minus n pe lângă 18 minus n. 19 minus n pe lângă 18 minus n. Așa. Echivalent. Putem întoarce fracțiile astea ca să nu pierdem timpul sau ca și mai face mediul cu produsul extrem sau cum s-a lăsat aceeași numitor. Ar veni 19 minus n plus 18 minus n mai mic decât n plus n minus 1, da? Da. Deci 19 minus n pe lângă 18 minus n mai mic egal decât n plus n minus 1. Și acum e o banalitate, nu? Mulțim, facem, desfacem parantezele, toate chestia. Da? Deci 18 ori 19 minus 19 n minus 18 n. Plus e împătrat, aici e împătrat minus n, e împătrat, e împătrat, duce și da. Lucrăm. Alta? Așa, asta e făcut, CUD-ul, da? Combinări de x luate cu x minus 1. Combinări de x luate cu x minus 1. Plus combinări de x minus 1 luate cu x minus 3. Da. Mai mic sau egal decât 9. Mai mic egal decât 9, da? Da. Păi lucrăm, de să facem. Sigur, hai. X factorial supra x minus 1 factorial pe lângă x minus x plus 1 factorial. X minus 1 factorial pe lângă diferența care înseamnă 1, x minus x, da. 1 factorial. Plus. X minus 1 totul factorial supra x minus 3 factorial pe lângă x minus 1 minus x plus 3 tot factorial. Adică 2 factorial. 2 factorial, da? Ori 2 factorial, mai mic egal decât 9. Nu. Este valent cu. O să încercăm să vedem care sus-jos. Adică ăsta de sus cu ăsta de jos. Care e mai mare? Da, ăsta. Da, și să scriem în funcție de x minus 1 factorial. Așa, facem x minus 1. X minus 1 factorial ori x
supra x minus 1 factorial. Da. Plus, pe x minus 1 factorial suntem în funcție de x minus 3. Adică? X minus 3 factorial ori x minus 2 ori x minus 1 supra x minus 3 factorial ori 2, pentru că e egal de 2. X minus 1 factorial cu x minus 1 factorial, x minus 3 factorial cu x minus 3 factorial și avem. Am putea să mulțim cu 2 ca să ajungem la același numitor, pentru că o să mă dă acolo. Da. Și vine 2x plus... deci 2x plus... plus x minus 2 pe lângă x minus 1. Da, x, x pătrat minus 3x plus 2, am și mulțit. Da, da. Mai mic sau egal decât 18. 18. Și acum lucrez, știi bine ce ai făcut? Tot o ecuație, deci vine cât x pătrat. X pătrat minus x plus, nu, plus minus 16. Minus 16, mai mic egal de 0. Asta așa în ecuație, în tabel, face cel numitor. Și vezi acolo valorile, condiția care trebuia pus să stai de jos, mai mare egal decât cel de sus, da? Da. Și din condiția de ce x îți convine, x să fie natural, că nu putem vorbi de altfel de x. Și acolo găsiți x aparține mulțimii valorilor respective. Da. Da? Desprez. 51. Hai să mai facem, să vedem un exercițiu și ne oprim aici, că sunt obosit. Rămâne să continuăm altă dată. Da? Deci mă o repriză facem. Hai să vedem. Ce mai avem o clasă din 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Da. Determinat în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ, reprezentant al clasei, care va fi format din 3 fete și 2 băieți. Deci, în clasă, care e compoziția? 22 de elevi. 22 de elevi. Dintre care 12 sunt fete. 12 fete, da? Da. Și 10 băieți. Da. Așa? Determinați, cum spui? Determinați în câte moduri se poate alege un comitet format din 3 fete și 2 băieți. 3 fete și 2 băieți. Da. Trebuie să vedem cu ce combinări trebuie să luăm. Păi aici trebuie să vedem. Păi combinări de 12 luate câte 3, plus combinări de 10 luate câte 2, nu? Deci combinări de 13... Nu, de 12, numărul fetelor luate câte 3, că sunt 3 fete. Da, plus combinări de 10 luate câte 2. Dar echipa noi trebuie să o facem luând 3 fete. Da. Și doi băieți, ai zis, da? Păi da, de asta ziceam. Adunăm numărul combinărilor posibile. Pentru că și în câte moduri. Dar deci trebuie să le adunăm. Da. Deci trebuie să le adunăm. Eu aici nu-mi dau seama. Păi vedem în câte moduri poți fi luate fetele. Da. Și în câte moduri poți fi luate băieții. Nu? Da. Combinări de 12 luate câte 3 sunt numere de grupe pe care le putem face cu fetele, da? Da. Și combinări de 10 luate câte 2 înseamnă la băieți câte putem, da? Da. Și acum nu înțeleg de ce să le adunăm. Deci, nu cumva trebuie să le mulțim? Aici e problema. Că tu trebuie să vezi așa. Deci, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11
și A12 sunt cele mulțimea formată din cei 12 elevi și eu formez câte grupe de câte 3 fete. Sunt, așa cum ai spus, numărul de echipe de câte 3 fete sunt combinări de 12 mate câte 3, corect. Dar la băieți, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 și B10 și formez grupe de câte 2, sunt combinări de 10 luate câte 2 și acum, ca să formez o echipă, iau o echipă de aici și una de aici. Asta și cu asta, deci asta și cu asta, deci asta și cu asta de aici. Da. Și atunci le mulțim. Le mulțim. Da. Deci vezi, trebuie să vedem, adunăm numărul se lega. Da. Deci numărul total ar fi combinări de 12 luate câte 3 ori combinări de 10 luate câte 2. Da. Da, asta era important. Deci, înainte de a lua decizia, de adunăm, da. Așa, trebuie să vedem fenomenul. Și atunci eu am zis, băi, cum fac așa? Trei fete și cu două lei, dar dai doi de aici și pot lua pe oricare. Și pe asta, cu toate variantele, deci. Acum, echipa doar de fete, și atunci se mulțesc. Da. Deci asta ar fi. Mai sunt acolo câte mai? 4. O să încerc să-i faci tu, da. Da. Faci, că oricum ne-am mai încălzit, am intrat în mână așa. Când ne întâlnim duminică, că mâine s-ar putea să rămân mai mult acolo supină și nu știu când mă întorc și atunci las sâmbătă seara să ne odihnim un pic. Și atunci rămâne duminică, le-am zis lor la 4, la pitici, la 4, la 6. Noi la 6. La 6, măi. Da. Dacă mai găsești și mai vin cineva. Da, o să vorbesc, s-ar putea să vină. Da, bine. Da. Haideți să ne oprim.